Care ar fi candidatul la prezidențiale din partea Partidului Social Democrat? Din informațiile pe care le am eu și vă dau această știre, s-ar putea să fie domnul Mihai Gâdea. Se lucrează de mult timp la... ca și în cazul lui Rareș. Puțină lume știe că în cazul lui Rareș Bogdan s-a lucrat vreo 2 luni cu sondaje. Adică nu... Sondajele am înțeles că îl dau ca un candidat din care nu e om din PSD. Cred, după părerea mea, nu am stat de vorbă și sigur mie nu mi-ar spune, că invitarea useriștilor este, tot face parte dintr-o strategie de a-și îmblânzi adversarii. Sigur că nu ați sunteți uimită și vă uitați. Eu consider că dacă va candida ar putea să și câștigi. Este ca și Rareș Bogdan, el nu este un moderator jurnalist, dacă tot se luat el și chiar e mai și bun. Și-a asumat un rol politic. Nu, dar la discursul el e mai bun. Sunteți de acord? E mai bun nu decât Rareș. După părerea mea, domnul și domnul Năstase l-a propus și de aia s-a și dus la Viorica Dăncilă. Adică pe varianta, domnul Năstase a anunțat oficial că ar trebui să fie cineva din societatea civilă. După părerea mea, acesta este Mihai Gâdea, se lucrează de mai mult timp la sondaje și tot după părerea mea, ca să chiar să vă enervez, are foarte mari șanse pentru că corespunde, pe de o parte, este patriarhul PSD-iștilor, electoratului PSD, deci nu e Tăricianu. Tăricianu nu exprimă, n-are electoratul PSD, n-are încredere în Tăricianu. Trebuie găsite la cap de listă niște vedete. Eu nu mă refeream la Carmen Avram, mă refeream la Sandra Stoicescu, adică vedetă. Gâdea nu este perceput numai ca jurnalist. Este perceput de o parte din electoratul de dreapta ca un politician. Da, dar și de stânga.